Astăzi, fraților, am intrat și pe Ratopia, uite-l pe Zerr acolo cu calul. O să investigăm ce mai este prin satul ăsta, pentru că n-am mai făcut de mult ordine, adică de mult însemnând de o oră. Și vreau și eu să fac o leacă de ordine în satul ăsta, să ne mai uităm la case și cum mai stă treaba prin sat, să nu se mai fure ceva. Dar până una alta, nu uitați să dați acolo un like și un subscribe și să apăsați clopoțelul ăla pentru notificare, care este foarte important, cât merg eu până la Gică, la Gogu, la Gică, mă rog. Și o să iau și eu un galben pentru 3 diamante. Bineînțeles, mie îmi place să mențin ordinea cu snowball-urile astea, adică nu dau damage, dar îi avertizez pe băieți, bă, ceva face rău și bam, îi dau așa cu un snowball, ceea ce este foarte bine. Casa lui Ciurii, văd că este în remodelare, o reface din câte văd. Hai să trec și pe partea aia să văd cum mai stă treaba aici, în capătul sătucului. Văd că stă ok treaba, adică nu e... Numai LucaLuk aici, mai trebuie să-și facă și o căsuța. Și în rest e bine, e forță, n-am ce să zic. Da, mă rog, mult mai în spate de castel, adică, dar în zona acum te duci spre castel. Haide, nu, stai un pic, asta voiam să zic. Ideea e că m-am dus pe acolo. Bă, și e un noroi acolo, deci a dat o ploaie aseară. Ideea e că nu vreți să mergeți pe lângă castel, e oribil, deci efectiv e... nu știu ce să zic, adică am încercat să merg și mi-am murdărit toată chifla, numai de noroi și chestii, chiar nu recunosc să mergeți acolo. Rezolv eu cu lopata. Stai, înainte de asta chiar voiam să vorbesc neapărat cu amândoi de ceva foarte, foarte important, ok? Deci am nevoie să veniți până la mine pe plot repede, ok? Sunt un cetățean și am dreptul să cer ajutorul poliției, corect? V-ați terminat casa? Casa e în construcție, ok? Sunt și eu, nu am venit de mult timp, nu mă mai judecați atâta, ce sunt aici la interogatoriu, veniți aici. Deci, ideea este, ok, e o chestie foarte importantă pentru mine, știu că o să sune nebunesc, dar am nevoie de ajutorul vostru pentru că, efectiv, ferma mea a fost vandalizată aseară și am găsit-o fără niciun cartof. Acum i-am replantat eu, dar am nevoie să facem ceva pentru că eu cred că este un criminal care fură de la fermierii din sat. Eu așa cred, pentru că... e doar un fermier în sat. Păi de la fermier atunci, nu știu, dar de la mine efectiv toți cartofii gen... cum ți-au crescut? Cum ți-au crescut așa repede? I-am replantat dimineața, și am folosit... Nu cred că cresc așa repede. Păi am folosit bone meal, că eu sunt fermier în timpul liber, nu sunt de job fermier, dar eu mă pricep cu cartofii cu astea, dar am problema asta, ok? Dar de ce nu permiteți? Aveți permis? N-ai nici măcar un os aici pentru bone meal. Păi normal că le-am băgat pe toate aici în fermă, bă, deci vă rog frumos, ori sunteți polițiști, ori ce facem aici. Mă ajutați sau nu? Avem nevoie măcar să dați un anunț sau ceva. Sunteți poliția până la urmă. O să mi se fure mâncare și o să murdă foame în orașul ăsta. Da, o să investigăm. Dar vedem după ce mergem să patrulăm. Da, ok. Și promite... Da, normal. Și promiteți că... Cum se procedează ca să rezolvăm problema asta? Deci eu o să mă duc acum să patrulez ca să găsesc impostorul. Ok, de la fiecare casă în parte, da? Sper. Da, cred. Băi, eu zic că cineva trebuie să se ocupe de cazul ăsta, adică doar nu o să-mi ignorați cazul, nu? Gen, nu, da, avem și noi 5 zile. Pentru parcela asta de cartofi nici nu m-aș ridica din pat, să fiu sincer. Păi cum, adică nu sunt și eu un cetățean, nu puteți să mă ajutați dacă eu sunt cetățean în orașul ăsta. Da, o să te ajutăm, dar casa? Păi, casa este la început și am vorbit cu un constructor foarte profesionist în oraș care se va... N-am vorbit cu nimeni încă, dar nu, o să vorbesc, ok? O să vorbesc, am un plan să vorbesc, vă promit, mâine este gata casa, ok? Aveți cuvântul meu de onoare, dar... pentru și mâine asta... vom afla cine v-a furat cartofii atunci. Păi cum adică de... ce facem, doamna poliție? Ne tragem aici la dășireturi cu cazul meu? Mie mi se pare că Luca atrage de timp. Da, mi se pare că tu tragi de șireturile mele, care, bă, știi ceva? Ok, poliția în orașul ăsta nici măcar nu te ajută, frate, cu nimic. Deci pot să mor în fața dumneavoastră și... O să investigăm. Cineva a furat cartofii, ok? Promit, jur, îmi dau cuvântul aici, dar trebuie să mergem la castel. Da. Ok, bine. Știți că sunteți vecinul meu și nu pot să vă las așa. Bine, atunci o să am încredere în dumneavoastră, atunci o să am încredere, bine. Bine. Ok. Oricum vin și eu în partea asta, că oricum aveam niște treabă. Unde vă duceți dumneavoastră? V-am spus, eu mă duc că trebuie să tai o pădure mai departe, în spatele castelului. Dar oricum e oribil drumul ăsta, trebuie refăcut oricum, adică nu știu, drumul ăsta spre castel nu e... V-am spus, e mult noroi pe lângă castel, e nașpa rău de tot, e... Reparăm noi, nu-i problema. Alte probleme în sat. Da, nu știu. Poate s-a mai uscat, dar când eram eu, voi știți ce am făcut, mi-am spălat picioarele de chiflă, de burger toată seara. Deci și dimineața, și ziua, și seara, și mereu. Asta care facem acum, am și Stonebricks, am și Dirt, am de toate. Așa da, așa da. Bună ziua, bună ziua, portocala. Uitați, chifla și portocala v-ați reunit. Da, 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 eu am treaba acum, n-am timp de portocală. Împăratul nu e aici? Băi, toată lumea cred că e la castel. Toată lumea e la castel? Eu așa cred. Toată lumea la castel. Nu, i-am văzut mai în spate. Nu știu, nu văd pe nimeni aici. Da, da, da. Uite-l pe RobertRaton. Nu cred că e nimic la castel, adică la ce mai poate. Nu știu, vreau să mă duc să refac și eu drumul la castel acolo, că se plânge Luca. Bă, e un drum urât rău de tot, zi tu RobertRaton, e drumul ăsta la castel aici de... Robert, rămâi la tine. Pe plot. Pișe, împăratul îmi zice să mă duc la castel, poliția mă trimite acasă. Păi în orașul ăsta e nebunie, nu vezi că și pe mine. Trebuie să vorbim cu noi mai mult. Să vorbească aici la împărăție, îmi rup picioarele pe drumul ăsta. Da, păi e prost rău. O să fie refăcut. Mă bucur foarte mult că vine poliția să patruleze pe aici, că poate sunt niște criminali care vor să scape sau ceva. Dar de ce vorbiți așa tare, domnul Luca? Am probleme cu auzul. Nu mi-am luat spaigle. Nu mai aveți casca de la mine, domnul Luca, chiar așa. Cred că de la casca aia mi-a stricat auzul sau nu știu ce se întâmplă, habar nu am. Da, da, da. Oricum, eu nu trebuia să fiu aici, scuzați, am greșit drumul, eu mă duc pe treaba mea, bine? Nu, l-a luat domnul împărat. Ce mă atâta gălăgie aici, mă? Cine urlă în halul ăsta? Nici în pușcărie nu mă pot odihni. Doamne, care urlă în halul ăsta? Aude prin toți pereții. Păi da, am auzit fin de delfin. Doamne. Să trăiți, domnii polițiști. Bună ziua. Aoleu, ce așa urât sunt, nu m-am barberit într-adevăr. Păi unde că nu văd, ce să văd acolo? Nu, mai, tu nu trebuie să vezi, ia rația de mâncare. Băi, 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 stai acolo. A, am crezut că sunt eliberat, da. Mulțumesc, nu am primit absolut nimic. Nu? Eu cu cartoful în mână. Doamne. Îmi dă și cu prostii. Dar unde e domnul Dany? Ceva, nu aseară. Ce să aud? Eu nici n-am vorbit cu Dany. Dany a zis că trebuie adus aici, eu nu m-am întâlnit, nu l-am auzit, nu știu. Păi am dormit buștean până să vă aud. Era? Și eu am stat singur și Dany! Hai să-l căutăm pe Dany! Păi nu mai e! Păi nu e aici Dany! Păi era sau nu era? Că nu mai înțeleg nimic! Păi s-a cam mutat peretele, nu știu ce să zic. Data trecută el fusese la cantină, dar văd că, nu știu, apagă ora în perete. Stați acolo, trebuie să... Stați acolo, wow, mulțumesc, da. Că aș putea pleca, da. Haide, Oana, să căutăm pe Dany, că e jale. Lasă-l acum pe noi. Unde-i Dany? Nu știu, nu știu. Asta căutăm. Unde-o fi domnul Dany? Bă, ce s-a întâmplat aici? A tărmat tot. Doamne. În ce parte să căutăm oare? Nu știu, hai în sat, nu știu, poate a zis împăratul ceva. Hai că eu iau pe cealaltă parte. Ok. Doamne, unde a plecat Dany? Dany, care l-am băgat la închisoare data trecută. Cum ați văzut și în episodul trecut, acum nu mai e. Adică, what? Unde a plecat Dany? Uite-le, șeriful. Băieți, a plecat Dany aici din închisoare. Am un melc. What? Cum adică a plecat? Nu știu, eu ultima oară l-am băgat la închisoare și nu mai e. Dar domnul împărat, ați mai auzit? Nu știu, deci știți antena. A spart peretele. Cum a scăpat Dany? Nu știu, cum a trecut prin perete, a spart peretele. Nu știu, a spart. Cu ce a spart? Cu mâna, cu capul, cu ce? Nu știu. Bă! Nu știu unde să-l caut. Ce s-a întâmplat? Eu mă duc înapoi. Puneți ca să știți și ce am uitat. La castel, la castel. Bună ziua. A plecat Dany BH din închisoare. Cum adică a scăpat? Da, a spart toți pereții. Ai zis că s-a dus până la cantină și se întoarce. Nu știu, a spart toți pereții. Nu știu ce a fost. Nu pot să cred. Bă, câți oameni sunt în închisoare? Că eu nu mai înțeleg. Doi. Era Dany BH care ce a făcut? Domnul Mateiescu. A spart pereții, efectiv. Eu ultima oară l-am lăsat la cantină și l-am adus cândva. Adică chiar am avut grijă de el și cumva a spart pereții și a plecat. Băi, trebuie să vă faceți mai bine treaba acolo. Ați aflat și voi vestea? Domnul Mădălin, domnul Șoc, domnul Robert, domnul Mateiescu? Care veste? Nu, n-am aflat. Ce veste? Astăzi o să facem o ședință, chiar acum vom merge spre castel și vom face o votare pentru drumuri? Primi înapoi pe domnul Nociv. Dacă sunteți de acord sau nu sunteți împotriva. Ok. Păi și am și o întrebare, și ce o se întâmple cu cetățeanul de a scăpat? Păi, o să fie căutat. Urmărire și cred că poliția o să se ocupe de acest lucru. Mamă, ok. Se oferă recompensă? Da, poate îl găsim noi, poate da, ar trebui să mai fac un ban, mai... nu? Oh, așa, da, hai îl găsim imediat. Vorbim la sala de festivități, duceți-vă și o să vin și eu imediat. Ok. Mamă, fac jumătate. Haideți băieți căișale. Eu vreau loc în primul rând. Că căișa suntem. Cine vrea să reculte urmele? Bică, ține un loc lângă tine. Portă ce în gură? Dă-i bănuțasă, Mădălin. Bă, deci e efectiv nebunie ce se întâmplă, eu nu înțeleg cum a scăpat Dany. Ce o să votăm acum, adică, what? Serios că votăm pe Nociv? Doamne. Eu vreau să stau aici, AseMadalin lângă mine. Haideți la vot toată lumea. Pot să stau pe tron? Eu stau în spatele lui RobertRaton aici. Eu stau lângă LucaLuk. Eu stau în brațe la Robert. Bă, l-ați lăsat pe Ciurii singur. E exilat. Pe noi aici s-a lăsat festivități. Bă, dar trebuia să mă așteptați, eu uite. Ce se întâmplă aici? Păi tu ne-ai trimis, mă. Da, tu ai zis. Mai întâi intră împăratul. E, că mă enervești și mă duc acasă. M-am așteptat. Bă, cu votul ăsta, că e bătaie de joc. Gata, putem intra? Nu, am luat foc. Doamna Oana, ați aflat despre ce este vorba? Da, m-am dus înapoi să caut indicii, ceva, dar nu, n-am găsit nimic. Nu, v-au înștiințat de această ședință? A, asta nu știu. O să fie acum o ședință unde vom vota dacă domnul Nociv să fie primit înapoi în satul nostru. Pentru că s-a cerut din partea sătenilor și eu ascult de voi, știți foarte, foarte bine. Așa că vom face un vot și sigur nu o să, adică o să votăm și vedem dacă intră înapoi în satul nostru sau nu. Ce părere? Foarte frumos! Foarte bine! Chiar apreciem că ne dați dreptul la vot. Dreptul la vot e cel mai important. Vă place aici sala de festivități, care fură globul, e băgat la închisoare, ca să știți. E scump? Merită să-l furăm măcar? Sunt atunci... E de plastic, gen. Am și eu un loc. Ok. Luați un loc acolo. Sunteți cam mulți pe stânga, eu văd mai bine cu ochiul drept, gen. Mergeți pe partea dreaptă. Chiar trebuie, eu mi-au scaunul cu mine atunci. Păi, ai scaun acolo. Partea dreaptă a cui? Nu, că mi-e place scaunul ăsta. Domnilor, ok, și burgărilor, ne-au adunat astăzi aici să decidem împreună dacă domnul Nociv va fi primit înapoi în sat. O să fie democratic vorbind, adică o să votăm. Avem aici foarte multe cărți unde vă veți exprima, desigur, anonim opinia, da? O să primiți fiecare câte o carte. Poftiți domnul Robert, poftiți domnul Zerr și vă rog frumos, așteptați, nu scrieți nimic de vot, pe care vi le-am dat. Dacă nu știți să scrieți, mă chemați la dumneavoastră, da? Mă simt ca la școală. Păi și nu mai e anonim dacă te chem și zic ce votezi. Da, atunci nu mai e anonim. Uitați aici, domnul Chiarosen. Am două cărți. Domnul Șoc. Așa, domnul Mateiescu și domnul Ciurii. Auziți, domnul împărat? Da, acum mă duc să iau deținutul. A, voiam să... Deci vine și el aici? Da, am doar acele lucruri. Vreau să vă gândesc puțin până mă întorc dacă acesta merită să fie... Am o întrebare. Introdus în sat, da, spuneți. Pe carte scriem doar da sau nu, presupun. Da, pe carte o să scrieți doar da sau nu și, cum să zic, semnați cartea, dar nu puneți niciun nume, da? Ca să nu-mi dau domnule împărat. Ok. Imediat vin, trebuie să mă duc să iau deținutul. Eu n-am primit carte. N-am nevoie. Nu puteam. S-a furat cartea. Probabil este așa. Nu e la mine. Doamne. Bă, voi ce vreți să votați până la urmă, păreri? Păi dar nu se spune. E cineva aici? Păi vreau și eu să știu ce să votez, că eu nu știu ce să votez. E bun Nocivanu? Nu știu, n-am mai găsit idee. Băiatul ăsta. Eu am venit cu el de pe Titanic. Părea de treabă până să fure. Știi bine să fure. Da? Bună ziua, domnul Nociv. Bună ziua, nu prea e bună. O să fiu aici închis pe viață. Ați venit să râdeți de mine, să astea, hai, lăsați-mă în pace. Am o veste pentru dumneavoastră. Uite pe ăsta. Ok. Bă, care votează acum o ședință în care se va dacă voi, dacă dumneavoastră o să fiți primit înapoi în Ratopia. What? Ok. Pentru că nu mă așteptam la asta. Au exprimat acest lucru și în alt fel nu puteam să vă eliberez din această celulă. O să vă dau. Deci sunt liber, vă mulțumesc. No, o zi... Dacă o să plec din castel în momentul de față, nu mai aveți ce căuta în Ratopia. Voiam doar așa să văd view-ul de aici, e ok. Am înțeles. Vreau să mă urmați și să mergem în sala de festivități pentru că toți cetățenii Ratopia vă așteaptă. Îți dau o foaie dacă vrei. Stați un pic că în condițiile inumane în care am fost tratat, mă dor toate oasele. Condiții inumane, ați auzit? Ați auzit? Haideți. Stați un pic, nu mă grăbiți, ușor. Eventual luați-mă în brațe pe sus dacă e, că eu nu mă pot mișca mai repede de atât. E prea slăbit, nici mâncare nu i-au dat, vă dați seama? Bă, băieți au votat deja. Pentru că eu sunt ofițer. Niște cetățeni incredibili cu suflet în acest... Oh, să trăiți, să trăiți! Bună ziua! Să trăiți, vă mulțumesc enorm! Bun, domnul Nociv, stați puțin aici jos. Ia uite bă cum arată, mereu m-am gândit oare cum o arăta. Ce cap are! Luați un loc aici, vă rog. Ia uite, nu mai știe să stea pe scaun. Gata, luați un loc. Mă dor toate, domnul Luca, știți ce condiții inumane sunt în închisoarea de aici, doamne, îmi dau, mănânc doar cartofi. Da, da, mă scuzați, Te-am hrănit bine. Minte, minte. Doamnelor și domnilor, aveți aici inculpatul, voi veți decide dacă acesta va fi primit înapoi în Ratopia sau nu. Vă veți gândi bine ce a făcut, știți deja cu toții ce a făcut domnul Nociv. Eu nu știu. Merită o a doua șansă sau nu. Vă rog să prezentați cazul, domnul împărat, ca să pot vorbi și eu după. Vreți să prezint cazul? Suntem păi da, uite, domnul Luca nu știe. Sau, eu nici nu știu. Tot nici cazul, tot cazul, da. Tot, okay, cu toate detaliile, da. Deci, domnul Nociv a fost acum câteva zile primit pentru prima dată în Ratopia împreună cu doamna Oana și cu... Cine a mai venit atunci? Dany. Eu și eu. Dany, care a evadat. Între timp să știți că a fost la închisoare și a evadat și... Nu pot să cred! Wow! Maximă. Mă, ce? Și este oferită o recompensă de 100 de galbeni. Wow! 100 de galbeni am văzut în viața mea, 100 de galbeni. Nu știu cum arată. Nu știu să număr până la 100. Mă scuzați, domnul împărat, cât înseamnă 100 de galbeni? Că eu n-am fost în sat și nu știu. Mult. Bun. Deci, au venit împreună atunci, au fost practic... ultimii veniți, să zicem așa, printre ultimii veniți și domnul Luca care a venit după ei. Eu chiar că sunt ultimul. Domnul Nociv, în prima zi, când ne-am cunoscut, în care trebuia să își aleagă și el o parcelă unde să-și înceapă viața noului sat, acesta a decis să mă mintă și o să prezint exact cu ce a vrut să mă mintă. A vrut să mă mintă cu acest totem. Acest totem care era la el în buzunar și nu a vrut să mi-l ofere și m-a mințit că nu este la el, dar ulterior l-am găsit în buzunarul lui și domnul Nociv vreau să-mi confirmați dacă așa este. Da, dar eu o să adaug mai multe informații după. Ok, în apărarea mea eu mai uit banii în buzunar și când îi găsesc sunt foarte fericit, mă simt că fac bani, știi? Vreau să prezint. Poate a uitat, doar zic. După aceea o să vă las și pe voi să vorbiți, domnul Nociv după aceea zice. Am înțeles. După aceea, după acest lucru inacceptabil în satul nostru, să mințiți împăratul, acesta a fost exilat, dar pe o perioadă nedeterminată, ceea ce însemna că el putea să se întoarcă bine mersi în sat după o perioadă în care s-a gândit la ce a făcut, deci nu l-am exclus definitiv, n-am zis asta. Nu mi s-a spus asta? Nu știați dumneavoastră, dar n-am zis că era surpriză definitiv din acest sat. Ok. Ați fost doar exilat pentru o perioadă de timp. Ce să ziceți și dumneavoastră, da? Așa. Și între timp, după ce a fost exilat, după câteva zile, înainte să mă apuc de acest castel să fie construit... Dumneavoastră l-ați făcut? Nu, avem constructori în oraș. Ați zis să mă apuc, am zis că l-ați făcut dumneavoastră, scuzați-mă. Să mă apuc de schiță, să pun constructori. A, sunteți arhitect? Ce? Sunteți arhitect? Da. Ah, ok, gata, scuzați, continuați. Cum arată orașul nostru? Foarte frumos, foarte frumos. Ba e sat, ba e oraș. E pământul ăla de... Îți rup picioarele în drumul ăla până la castel, mi-am rupt... Lasă-mă să fie refăcut. Ce mă asta? Așa, revenind, după câteva zile după ce acesta a fost exilat, cineva, da, mi-a distrus casa. Adică a fost vandalizată, cu amenințări, cu sânge prin casă. RobertRaton. What? Nu RobertRaton. Și am găsit o bucată de material albastru. RobertRaton are pantaloni albaștri. Cineva... Mateiescu? Deci, cineva, nu Șoc are altă culoare. Deci cineva cu o culoare albastră în costumul lui mi-a vandalizat casa. Și analizând toate situațiile, polițiștii nu au cum să-mi vandalizeze casa pentru că ei se ocupă de... Ce au? Noi ne ocupăm de casă. Da, corect, aveți dreptate, da. Așa că legea în acest stat și toate urmele duc spre domnul Nociv care are o cravată albastră. Cât de stupid sună doar. Ok, da, continuați, domnul împărat. Sunteți singurul care nu se înțelege cu mine. Restul sunt... Deci asta e dovada pentru care am fost închis, să înțelegeți. Și pentru că ați încercat să mă mituiți, să încercați să-mi explicați. Da. Ok, o să zic și eu, da. Nu știu ce, că sunteți amărâți și că n-ați făcut dumneavoastră. Păi chiar sunt amărât. Chiar am trăit în iglu. Spre Nocivanu și eu cred că 100% el mi-a vandalizat casa. Fals, dar da. Nu terminăm aici, pentru că după ce l-am suspectat și am spus chestia asta, că el mi-a vandalizat-o, ce a făcut el? A instigat că Oana și cu Mateiescu mi-au vandalizat casa, adică șerifii din acest sat, și pentru acest lucru, pentru acuzări false, a fost pus la închisoare. Și cu asta așa merită. Wow! Așa zic și eu. Chiar o poveste romantică. Acum o să lăsăm pe domnul Nociv să vedem ce are. Da, stați un pic că... La mine e mai greu cu condițiile astea din închisoare. Sunt niște condiții. Dar câți ani are, bă, domnul Nociv? Are 80. 180. Mamă! Băgați-l, bă, în închisoare, nici nu știe unde e, dacă îl bagi în închisoare sau acasă, tot aia. 180 în an de panda roșu, da. Deci, domnul Luca, vă rog frumos, un pic de liniște. Ok, deci, haideți să vă prezint și eu cazul. În primul și în primul rând am fost primit în Ratopia, da, împreună cu Oana și cu Dany. Vă poate confirma și Oana. Înainte am făcut ceva, am făcut vreo fără de lege pe croazieră, unde am fost noi? Nu, ok. Bun, Dany nu este aici, nici n-am idee unde este, dar poate mă gândesc unde este pentru 100 de galbeni. Poate vine așa o idee. Mai cu capul la bani, ia uitați-vă. Aoleu, ce cuvinte, ok. Bun. Continuând, deci eu am fost primit în Ratopia în timp ce ne băteam sângeros cu piligerii care atacau satul și încercam să-mi dau viață pentru satul ăsta. Erau, da, pirați, piligeri, pirați, ok? Eu nu știu cum se numesc, că nu prea am stat cu voi. De le-a furat Dany. Ok, deci ne băteam cu pirații, gândiți-vă, din stânga, din dreapta, sulițe, de peste tot, era greu, era... Lăsați-mă un pic, domnul Siner, eu v-am lăsat pe dumneavoastră să vorbiți. A fost și la război pentru sat. Da, a căzut un totem și când am văzut totemul, logic, fiind și eu aici la început, am zis, bă, hai să țin de totemul ăsta că poate îmi va face viața mai bună. Într-adevăr, aici am greșit, recunosc că am furat totemul și nu i le-am dat domnului împărat. Pentru asta îmi cer scuze. Okay, mai departe, am fost exilat și am trăit... Bravo, a recunoscut! Am trăit în zăpadă, nu știu dacă știți, la aproximativ 10 minute de mers... De aici este zăpadă. 10 ore de mers de aici. Mă scuzați, am stat în închisoare în condiții foarte, foarte nasoale. Și știți ce condiții sunt, doamna Oana? Păi, sunt niște condiții foarte bune. Păi nu, este polițistă, da. Domnul Ase, vă rog frumos să vorbiți, vă rog frumos, cum sunt condițiile? Nu deloc, am înghețat acolo. Ai primit mâncare gătită. Deci puteți să vedeți aici un alt om care susține același lucru. Ok, deci am trăit într-un iglu. Domnul împărat a venit la mine, mi-a distrus iglu. Recunoaște domnul împărat? Nu, s-a topit de la soare. Da, s-a topit. Încălzirea globală, bă. Ratopia. Dacă mergem acum, e cred că e intact. Da, acum este intact, domnul Părat, dar înainte nu a fost. Ok. Trecem peste. Și ce-a făcut? A crescut înapoi? Nu, nu, nu. S-a pus zăpada la loc. În fine, depășim acest moment. Am stat în iglu, am trăit în condiții pe care nu vi le pot descrie, pentru că domnul Părat n-a vrut să mă primească înapoi în sat. L-am chemat să vorbesc cu el, a venit împreună cu poliția. I-am explicat, hai să ne gândim puțin. Deci, a zis că la locul faptei a fost o bucățică albastră, da? Corect. Corect. Domnul Părat zice că ar fi din cravata mea. Vedeți cumva că ar lipsi vreo bucată din cravata mea? Vin la toată lumea pe rând. Nu vedem, nu vedem. Stai așa că te analizez eu, stai așa. Da, am pus-o la loc, da, din... Hareți, domnul Părat. Nu e. Da, am 10 cravate. Ok, uitați-vă și voi, vă rog. Așa. Bun, deci, domnul Împărat m-a arestat, a fost de față și domnul Ase și poate recunoaște asta dacă dorește. M-a arestat și mi-a spus, tu ești de vină pentru vandalizarea casei mele, caz închis. El împreună cu poliția. Așa s-a întâmplat sau nu? Ai fugit de noi! Deci domnul Ase a confirmat. Pentru că erau doi polițiști și un împărat care fugeau cu armele după mine. Eu sunt un băștinaș care trăiește în igluri. Noi n-avem arme. Care arme? Săbii. Cum adică săbii? Și am și 180 de ani. Nici nu știe să alerge. Armele astea. Se târa. A și notat. Da, deci foarte greu a fost pentru mine și m-au arestat fără nicio dovadă pe viață. Acum vă întreb pe voi, în încheiere. Păi cum e pe viață dacă ești aici și vorbești acum? Păi pentru că sătenii, dragi și scumpi, au zis haideți să votăm pentru asta. Eu nu l-am văzut în viața mea până acum, dar mă rog. Ah, da, chiar v-ați întâlnit pentru prima dată, domnul Luca. Păi am și zis, nu vezi ce cap are, nici nu mi-l imaginam așa. Îmi e o foame că n-am mâncat nimic în închisoarea aia. Cum, ți-am dat eu cactos? Mai avem și o portă. Ok. E mai sănătoasă. Scuzați-mă puțin, vă rog în încheiere să vă gândiți. Dacă voi ați fi în locul meu și ați fi arestați și băgați în închisoare pe viață, fără nicio dovadă, cum v-ați simți? Gândiți-vă că această conducere a Ratopiei bagă oameni în închisoare fără nicio dovadă. Gata, gata, alo, alo, gata, gata. Este opinia mea. Adevărat, deja să vorbească. De la subiect, luați un loc, vă rog. Am și eu oala pe foc, dacă putem să ne grăbim un pic. Ia ăștia oala pe foc. Da, tu ai mereu oala pe foc? Băi, dacă eu gătesc, fac cartofi la oală, hai. Toată lumea a primit o carte, da? Da, da. Vă rog frumos să vă exprimați dorința dacă să-l primim sau să nu îl primim pe domnul. Dacă a semnat, ce facem? Dacă ați semnat, puteți să lăsați în acest ghiozdănel. Vă rog frumos. Ok, deci trebuie să le semnăm? Da, trebuie să vă... Dacă le semnăm nu mai sunt anonime. Nu, nu, că nu citesc. Scrieți acolo. Da, ok, ok. Haideți, vă rog frumos să ne grăbim că... Domnul Luca are oala pe foc, dacă se poate. Deci dacă mi se duc și cartofii ăștia alții nu mai am. Dar nici nu are casă, deci nu are ce să ardă. Da, păi are acolo în subsol, cred că. Am un pământ. Am cartofi de pe jos. Nu, glumeam. Da, adică domnul Împărat, nu mai fiți așa agresiv. Da, foarte agresiv Împăratul. Domnule Luca, mi-ați luat locul. Eu să iau locul ăsta, era locul meu portocală. Opa, lăsați-l pe domnul Ase să vorbească. Cum adică vânătaie de pe mână? Doar domnul Nociv a avut voie să vorbească. Haideți să punem aici, vă rog. Cer să vorbească domnul Ase. Toată lumea... Domnul Ase nu are nimic. Normal, că poliția e coruptă, la fel și Împărat. Băi, gata, alo, liniște, bun. Haideți să vedem voturile pentru domnul Nociv, dacă va fi primit înapoi sau nu. Și vom afla dacă va dormi cu noi în sat sau va rămâne... Cu noi? Trebuie să doarmă cu noi, cu fiecare? Mă, ce? Wow! Vreau să schimb votul dacă doarme cu... Pare că dumneavoastră aveți vârsta mea, domnul Luca. Ce se întâmplă aici? Adică... Dacă doarme cu mine vreau să schimb votul. A, deci acum ai votat, da, Luca, ok, am înțeles. Nu. Bun. Haideți să vedem primul vot anonim din partea cetățenilor. Este un vot de da. Avem vă mulțumesc. Amendă cine a zis da. Uitați și poliție coruptă. Cum adică amendă? Cum adică amendă? Vreau să discutăm acest... Afară doamna Oana din poliție. Mi se pare discriminare. Gata, hai, liniște, vă rog. Tu ce cauți în spate? Liniște, haideți să vedem al doilea vot. Este un vot de da. De două ori, merg mai departe în următoarea etapă. Astea voturi dacă îl băgăm la pușcărie, nu? Da, 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 da. Bă, okay. Domnul Luca, o să discutăm dacă cumva n-am vot de nu. Mai portocalea o să aibă pe casă. Și un vot de nu. Cred că știu cine ce a votat după reacții. Eu cred că e votul dumneavoastră ăsta, domnul împărat. Nu am votat, domnul Nociv. A, foarte bine. Lucru bun. Râde pe sub mustățile de 180 de ani. Mai avem un vot de nu. 2-2. Da, ce părere aveți? În momentul de față vreau să vă mulțumesc totuși pentru fiecare vot, chiar dacă e da, chiar dacă e nu. Vă apreciez. Păi și da și nu, apreciez fiecare vot. Bun, merge la următorul vot. Scrie fără nume. Și este vot de da. Mulțumesc. Ok, se vede cine care cum a votat. Nu mai zic. Următorul vot este de nu. Deja sunt măsluite, deja îmi bubuie inima. Ce se întâmplă aici, domnul Părat? 3 cu 3. Mai ales, cum le-ați tras de acolo? Cum vă uitați la ele? Citiți la vrăjală? Ce se întâmplă aici? Toată sala se bucură când îl votează să primi. Cum vine? Eu cred că sunt măsluite voturile, dar da, haide. Eu cred că lumea se bucură, dar de fapt sunt falși. Voturile din nou. Jos guvernul. Avem un vot de da. Câte voturi sunt? Câte sunt în total? 4-3. 10 voturi. 10! Și cât e scorul? Pot vota și eu. 4-3 pentru da mai mult. Deci încă două. Nu-mi place ce auzi. Încă două voturi, dacă sunt pozitive. Haide să vedem. Asta e nu, nu mai contează, dăm skip. Este... Nu. Îl primim înapoi. Este incorect acest vot. Da, lasă. Cum adică? Cum adică? Mi se pare ireal această chestie. Să voteze da sau nu. Păi da, dar este clar da, este clar dacă vrem înapoi. Cum adică anulat? Este inacceptabil acest răspuns. Haideți să vedem ce zic cetățenii legat de asta. Dacă vreți să mă băgați de la. Păi nu vreți să auziți de cetățeni? Stai așa, nu. Cum adică da, nu vreți să auziți? Ce zic cetățenii? Bă, foamea. Ok, eu vreau să vă spun ceva, pauză toată lumea. Deci, lasă-mă jos. Stai, nu, deci eu sunt analfabet și nu știu să scriu, ok? Și n-am știut... Da, gata! Alo, e votul meu! Lăsați-mă înapoi! Hai că aveai ăla pe foc! Cum e analfabet dacă o scânsă întreagă? Care a scris, mă? Ia ziceți, care a stat lângă el? Păi el a zis, că Luca a scris. Mai avem două voturi de dat. Domnul Nociv, în momentul... Două voturi de dat, scuze. Mai avem două voturi de dat. Să zicem. A, deci știți că sunt da, bun. Deci da, vă mulțumesc pentru vot. A, da, am înțeles greșit. Nu, am înțeles greșit. În momentul de față aveți 4 voturi de da și 3 de nu. Încă puteți să rămâneți în închisoare dacă primiți următorul vot de nu. Păi da, și după da. Următorul vot este de da, veți fi cetățean înapoi în Ratopia. A zis că sunt 10 voturi în total, unul exclus, rămân 9, momentan sunt 7, deci nu știu cum ați calculat, domnul împărat. Nu știu ce învârtele aveți, câte voturi mai sunt? Mai sunt 2 voturi. A, atunci e bine, atunci vă ascult. Și... Sunteți pregătit să aflăm următorul? Dacă e nu, mai avem o șansă. Tobele. Este... Acesta nu se pune. Cum nu se pune niciodată? Domnul împărat, ce scrie? Cum adică? Poliția, vă rog să interveniți. Acum dovediți dacă este corupție sau nu. Cum adică? Sunt analfabet și am votat pentru țara asta. Sunt analfabet și alo. Dă-te la școală. Lăsați-mă să citesc eu ultimul vot, vă rog. Sau să citească altcineva din sală. Citesc eu. Ultimul vot este... Da! Da! Vă mulțumesc, vreau să vă mulțumesc enorm pentru voturile voastre. Nu o să regretați. Vă iubesc enorm. Gata, haide, jos. Am mulțumit și eu, am și eu emoții, am și eu bucurii. Haideți, luați un loc, vă rog frumos, să terminăm această ședință. De ce sunt mai mulți? Vă mulțumim pentru prezență. Puteți să vă întoarceți la casele dumneavoastră, iar domnul Nociv va relua activitatea în Ratopia. Va fi împreună cu noi în acest sat de acum încolo. Vă mulțumesc, domnul împărat. Suntem din nou vecini. Adică pentru mult timp. No! Cred că vrea înapoi la închisare. Domnul Chiarosen. Nu, 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 că pot să stau și la iglu. E ok la iglu. Da, domnul. Să mergem să vă arătăm parcela. Ha, am parcelă. Cred că fost doar de ea. Aveți o parcelă, domnule. Trebuie să-i căutăm. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Domnul împărat, eu vreau despăgubiri, mă doare mâna de când am fost în închisoare și m-ați bătut. Da, eu îl susțin pe domnul Ase, vă rog, despăgubiri pentru domnul Ase. Ase, hai că te duc eu acasă să nu te mai doară. Dacă eu am la școală și nu știu să scriu, care e problema în orașul ăsta? Cum nu știi să scrii, Luca, dacă ai scris o întreagă propoziție în loc de da sau nu? Dacă eu am fost prea mult la școală și sunt prea deștept și scriu prea mult. Domnul împărat merge pe cal, noi mergem pe jos. Ce părere aveți despre faptul că domnul împărat merge pe cal? Mamă, nu mai înțeleg nimic. Le-am furat calul la împărat. Uitați-vă, dragi săteni, domnul împărat pe cal. Uitați-vă, dragi săteni, domnul împărat pe cal, noi pe jos. Da, mi se pare foarte, foarte oh my god. Pa, la ploturile voastre, treci acolo, Robert, la plotul tău. Domnul Luca, învățați să scrieți, vă rog frumos. Deci am scris prea mult chiar, sunt prea deștept. Du-te la școală. O, să trăiți, domnul Gogu. Salutare, încântat, Nocivanu. Deci, domnul Nociv, m-ați întrebat de unde se procură galbenii. Ei bine, de la domnul Gogu, care este aducătorul de galbeni. Și dacă veți mina și veți obține mineree, puteți să îi schimbați pe galbeni. Ok, păi eu am 1000 de diamante, oare cât înseamnă 1000 de diamante? De unde ai tu 1000 de diamante? Domnul Nociv. Haideți, haideți, veniți în coace. Din iglu ăla? Oana. A glumit și el, a făcut o gumă. Da. Stați un pic că sunt și eu lovit. Haideți, treceți la casa dumneavoastră că gata circul. Fiecare își reia viața. Unde e circul? Ok. Nu e circ, am glumit. Domnul Chiarosen, înapoi la casa dumneavoastră. Păi aici e casa. Să nu-l terorizați prea mult pe domnul Nociv. Ați auzit, da? Deci ați auzit gluma domnului împărat. Nu mai bine mă duc să mă culm, e somn. Domnul Ciurii, rămâneți acasă. Domnul Zerr, gata. Ciurii e puțin mai în față. Nu sunt față. Da, stați așa să-mi las eu calul legat. Nu știu de ce pot să leg. Domnul împărat, de curiozitate, ce scria pe votul pe care l-ați anulat? Că pe unul l-am înțeles, dar pe celălalt... Ce scria pe votul anulat? Da. Eram măzgălit, n-am înțeles, nu știu. Am înțeles, da. Ok. Da. Contează că sunteți aici, domnul Nociv, și că... Mă gândesc că vă bucurați mult. Da. Păi, asta îmi lipsea. Uite, atmosfera în sat este foarte bună, s-au bucurat foarte mult sătenii și o să fie o prospețime, dar... Nu vă supărați, vreau să vă întreb ceva, scuzați-mă că vă întrerup. Așa o să stea poliția cu binocul pe mine? Întreb și eu doar așa că... Nu, asta e așa de... Mă simt puțin... Eu analizez tot, adică trebuie să văd ce face satul. El stă chiar față în față cu dumneavoastră, adică... Ce s-a nimerit, să stau exact între poliție. Mamă, ce nimereală bună, da. Adică chiar nu o să fiți vegheat 24/7. Dar pentru siguranța mea mă gândesc. Vă dați seama. Da, pentru siguranța noastră. Știți cum e, să ne asigurăm că nu vă omoară ceilalți. Da, exact. Că știți, au votat și cu nu. Da, într-adevăr, și vă gândiți la paza și protecția mea, apreciez enorm, domnul împărat. Domnul Nociv, pentru această parcelă o să vă coste 100 de galbeni, să știți. Adică prețul dacă îl dai în gât. Cred că îl doare inima. Alo, domnul Nociv, stați. Mă gândeam dacă să mă duc la... Cât însemna 100 de galbeni, domnul împărat? 100 de galbeni costă 300 de diamante, nu? Dacă nu mă știu. Da. 300 de diamante, de unde? Păi eu o să dorm aici, domnul împărat, adică eu am glumit. O să vi-l dau, domnul Nociv. Cum 100 de galbeni, că îmi pușcă inima? Aveți toată încrederea, dar aveți timp o săptămână să-mi plătiți. 100 de galbeni! Da, 100 de galbeni. Păi și restul cât a dat pe ploturi? Că hai să zicem. Păi... Faceți o reducere, domnul împărat, că am stat și eu prin închisori, prin astea, prin... Deci stați puțin, domnul Nociv. 100 de galbeni, dar Dacă o să vă luați un job și contribuiți la această comunitate numită Ratopia, o să vă mai prelungesc acest timp, să zicem. Și poate plătiți mai puțin. Timp, dar hai să mai scădem din suma aia, adică eu sunt curios cu... Momentan rămâne 100 de galbeni. Am înțeles, ok. Pentru că mă mulțumesc. Are nevoie de bani, renovări, trebuie mentenanță, chestii de genul. Am înțeles. Aici pietriș, uz nou, chestii și na, totul costă bani. Și dacă vreți să plătiți mai ușor și practic să vă mai las să plătiți, poate o săptămână și 2 zile, 3 zile, na. Ok. Și poate facem și o reducere la, nu știu, 97, 95 de... Da, sunteți prea de treabă, domnul împărat, da, adică... Da, dar pe aia mă gândeam. Da. Trebuie să vă gândiți la un job care ne va ajuta pe toți și dacă lucrați bine și oferiți servicii de calitate... Scuzați-mă, scuzați-mă. Poate mă voi gândi. Da? Propun ceva, am auzit cea de job. Poate să vină să lucreze cu mine. Ce lucrați dumneavoastră? Îngrijitor de cai. Da, ar fi foarte bine, da. Da, mi-ar plăcea, da. Păi, domnul Ciurii, după ce terminați hambarul, cred că puteți să-l instruiți pe domnul Nociv și să aduceți cai, să-i antrenați, să puneți armuri, chestii de genul. Ar fi foarte bună ideea. Perfect. Chiar mi-ar plăcea și mie mult, apreciez, domnul Ciurii. Apreciez și eu. Zerr frumos. Încântat. Nu v-am mai văzut. Cred că la început v-am văzut, nu știu, nu sunt sigur. E mai misterios, cu glugă, cu d-astea. Da, mă sperie puțin, dar o să putem lucra împreună. E prietenos, nu mușcă. Doar să vă mai tăiați unghiile, domnul Ciurii, dacă îmi permiteți. Te rog frumos, ia, dați-o unghieră, că ne zgârie pe aici. Ia, te ajută asta? Mamă, fără violență aici, vă rog. Nu, că eu tăiat unghiile, Oana, ok, asta s-a întâmplat destul de rapid, da. Deci ne-am înțeles, domnul, și vă să fiți îngrijitor de cai momentan, adică să plecați de jos, nu? Să ajutați. Da, eu sunt total de acord, chiar mi-aș dori să lucrez și eu, că prea mult am fost izolat. O să aduceți cai și o să ne oferiți și ele mai bune condiții pentru caii noștri, desigur. Da, categoric. Mai ales pentru al dumneavoastră, de-abia aștept să am grijă de calul dumneavoastră. Da, îmi imaginez, calul meu o să rămână la mine, dar o să am nevoie de accesorii pentru el, desigur. Da, cele mai bune accesorii vă asigur că o să fie pentru calul dumneavoastră. Da, îmi imaginez. Bine, domnul Nociv, vă urez mult succes și aveți grijă ce faceți, ce construiți. Da, și eu vă urez o zi minunată. Da, stai și tu cu binoculul acolo, la tine în casă. Nu mai stai fix în față cu el. Așa, glumeam, ziceam. Da, am înțeles, v-am înțeles, să se ducă în casă, să nu cumva să mă sperie pentru un moment. Da, am înțeles. Vă mulțumesc mult, vă apreciez, vă apreciez. Zi frumoasă. O zi bună. Zi înapoi, bă. O zi bună. Ah, ce mă bucur și eu, da. O zi bună. Exact între polițiști aici, ce mă bucur. Ia uite, ce se întâmplă acolo, e petrecere. Ce se întâmplă aici? Ce faceți? Ia uite! Sunt eu acolo! Domnul Nociv, cred că n-a ascultat nimeni conversația. Da, cred că da. Da, uite, jos e verișorul meu. Cine e jos? E o păpușă voodoo, domnul Nociv. O păpușă voodoo, doamne, mi-e frică cu astea, cu voodoo, cu doamne. Deci noi doar stăteam la o cafea. Da, cred că ar trebui să măriți puțin balconul ăla, că... Că tu nu stai bine. Ne vedem mai târziu, băieți. Mai ascunși, nu se putea. La revedere. Doamne, am mai văzut eu așa că ies oamenii 4000 dintr-o căruță și așa, dar nu mă gândeam că pot sta atâți oameni într-un... Ok. Scuzați-l, vă rog eu, scuzați-l. Ia vezi, nu fii... Mateiescu, vă rog să vă uitați doar la mine, vă rog, non-stop, să nu mă scăpați din ochi, că mi-e frică de vecinul ăsta care... Așa stau. Perfect, exact, perfect, e ce-mi doresc. Și să vă mai uitați și către stânga un pic, domnul Urs, că noi suntem amândoi urși, ne înțelegem așa. Da, ca de la urs la urs. Da, să trăiți. Mi-e frică un pic pentru viața mea. Nu putem să îi luăm casa și să o mutăm? Nu știu. Păi bine, e casa mea aici. În casă, nu în curte. Dar cine mă pune ea? Haideți, am o plângere, vă rog frumos, duceți-vă în casă. Ce plângere, că stau la mine aici pe plot? Păi da, stați în curte, intrați în casă. Păi și ce are, n-am voie. Vedeți, domnul Zerr, cum e poliția pe satul ăsta? Păi dacă îmi dați motiv. Vă mulțumesc, doamna Oana, vă mulțumesc, apreciez. Știți unde sunt? Ia uite-mă ce poliție cu rup. Da. Bine, zi bună. Zi bună, dacă aveți nevoie de orice, știți unde să mă găsesc. Da, da, vă mulțumesc. Bună ziua, bună ziua, am venit să vă dau un mic cadou. O, mulțumesc domnul șeful meu pe cai, pe ăștia, mulțumesc. Hai că vin să vă mai dau ceva pentru gală, am niște gală suplimentare.